Bine v-am găsit la un nou vlog, astăzi mergem la... La București! Yeeey! Dar mai înainte de asta, trebuie să facem altceva. Cali, cacali, cacali, camăia. Ce faci, băi? Picior de lemn. Problema este că grasul ne-a făcut o lată pentru că trebuia să plecăm și noi la 9, este 9 și jumătate și încă n-am plecat pentru că grasul n-a auzit telefonul. L-am sunat de atâtea ori, nu. Nu e chip să răspundă. Ne-am luat totul, dar mai trebuie să mai facem ceva. Să ne schimbăm în tricou. Ne-am luat și tricoul pe noi pentru că eu nu suport să stau fără tricou. Ok, ne dăm cu parfumelul, perfect. Îl băgăm în geamantan acum. Se pare că am pus tot, Johnule. Bă, nu cred că mai lipsește nimic. Închidem ăsta și l-așteptăm pe... Au, Adidas și uitați-mi de ei. Trebuie să mai luăm și o pereche la noi, pentru că noi putem duce doar într-o pereche. De obicei mi-au două perechi la mine. Am norocul că mie nu prea am pus picioarele. Așa. Închidem geamantanul husos și mergem la drum. Să mă piși pe tine și pe... Uite așa. Pe amândoi odată. Bine? Ce aveți locul noi? Ce faci acolo? La fel, tu la fel. Care la baterie, la cameră. Foarte bine, chiar mă bucur pentru asta. Noi ne-am luat niște deștea, dar astea lui grasul i-am oprit lui ultima. Acum grasul bagă motorină. Ia uitați acolo, se vede beca. Și mergem spre București. Am niște ochi în cap, de nu vă vine să credeți că nu prea am dormit azi noapte. Adică am dormit, dar m-am trezit dimineață. Au. Că mergeam pe două benzi. Da, grasule, da, și tu le faci. Bă, ce bă, a făcut bine că mergeam pe două benzi. Deci grasul meu era acum să rămână fără permis de tot. De tot, nu de tot. O lună, două, trei. Da. Pentru că ce s-a gândit nu grasul meu? Nu că eram mai în dreapta și da. M-am văzut. Grasul al meu, deci s-a găsit să depășească fix pe dublă linie continuă. Bă, fix în fața polițistului care era oprit să oprească acolo. Stătea lângă mașina, adică și oprea. Bă, și fix atunci când grasul depășit, dar eu am văzut mașina de poliție fix în depășire. Polițistul întoarse capul, doamne. Iar ăla din spate, după ce depășe grasul, îi arăta semne, ăla făcea așa cu degetul. Dar ăla ce să facă? Să-și pula mea, părintule. Bă, da, el făcu bine grasule. Că să-i spune tu, că văzuși cum să dea pe două benzi. Păi da, grasule, dar nu trebuie să-l depășe. Păi da, la gen erau două benzi de un singur sens, ca să înțelegi, nu erau da, două da, benzi da, de ăsta. Asta e. Norocul lui grasul, că dacă eram eu, îmi luau ăștia acum și certificatul. Nu știu Dumnezeu. Da. Ia uite americani. Bă, dar oare dacă văd ăștia că îi filmăm? Ce caut tu ăsta? Omul cu tăra de mare. Bă, ești nebun. Ia uite și tu. Armament. Și hai, bă, mișto rău. Gata. Grasul nostru conduce, ne-am oprit noi în mall să ne luăm un sandwich într-o benzinărie mall pentru că grasul l-am rugat, bă, băia știți de tot, oprește într-un OMV să ne luăm un sandwich și ne-am auzit, da. Și da, să ne oprim, dar am luat un sandwich de la mall care este foarte bun, să l-am încălzit, da. Și mai era și o fată acolo cu niște sprâncene, de dacă îi desenai, da, deci puteai să-i desenezi un vultur, știi, și erau așa ca niște aripi. Un vultur fără aripi. Pleșug. Orice s-ar face și orice s-ar spune, ne-a zgârcit și am făcut-o prea mică. Te-am mâncat așa. Câtă cărămidă, frate. Și ce fac acoperișul așa uriu? O fi din aur? Nu, nu are șanse. Păi n-are România taur cât e în acoperișul ăla dacă ar fi așa ceva. Ia uite, BBS Security. O grosule. Câți oameni ori stă aici, domne? Nu știu. Băi, e frumoasă, n-ai ce zice, aute, ești tu grasul, e frumoasă, rău. E frumoasă, deci chiar e frumoasă, rău. Chiar e frumoasă. Să vedeți gardul ăsta cât de mic plângeam. Acce zona, nu sunt eu că ar fi trebuit făcută, dar e frumoasă, n-ai ce zici. Măcar asta să fie frumoasă. Grasul și-a uitat încărcătorul data trecută când am fost la BLP la Gemba Gemba și acum ne întâlnim cu Gemba Gemba să luăm încărcătorul de la laptop. Băi, vreo 3.700.000. Așa că, bine, a fost o aglomerație de ne-am căcat pe noi, dar mă rog, îl așteptăm pe Gemba Gemba la gura de metrou. Așteptăm chiar la metrou. Ia uite-l, V8 Biturbo AMG. Da, și grasul s-a tăiat. Asta a mâncat-o. M-am mâncat-o de tot rugina și e și GTI. Dar AMG-ul ăla cum e, frate, grasule, vreau și eu un S63 AMG. Trec puțin și pe la prietenul Crippen să ne servească cu o mâncare caldă, că suntem în fumetați. Hai, dar bă, ușa. Sunați cu C, anulați cu A. Vezi, bă, îți zisă-i? A, ăsta are chef de glume cu noi. Pe Tony Stark cu ăștia, de fapt nu e Tony Stark. Ba da, mă. Bă, da, tu ai... A, ăsta e, da. Bă, da, de ce ai doi supermeni?
Eu am mai mulți. Pe unul era sunul bun. Ia fii atent aici, să fie lor. Da, bă. Dar tu ești fan? Da. De Spider-Man ceva avem? Spider-Man nu. Și Captain America? Captain America am doar asta. Scutul. Scutul. Ne-am comandat și noi aici de mâncare ca băieți. Eu m-am luat o pizza și Grasul un burger. Și clipul, nu știu, pui ceva de, de gel, nu știu. Are fioare, nu știu ce trebuie. Eu te... Da? Bă, cât e spus, ără! Am avut și cartofi acum. Da, că ți-am și cartofi. Păi, n-am și gran zbiaia. Să avem postă. Nu e mare rău, dar chiar arată bine. Bă, chiar arată bine. Băi, lasă cum arată, e bună? Băi, bună. Chiar acum ne ducem către cazare. Abia aștept să ajungem pentru că mi-e un somn. Cât mai e, grasule, mai avem 25 de minute. Pe GPS-ul ținem aici la loc de 500. Și în față este cam aglomerat. Cam foarte aglomerat. Hai, da, bă, băieți. Pe câți kilometri ne arată? Pe 5.8 km. 20 de minute, e bine. Am ajuns la cazare. Stai, mă, Grasul, lasă-mă să fac aici un tur al camerei. Grasul nu găsește Wi-Fi-ul. Începem aici prin turul apartamentului. Bă, este foarte mișto. Aici sunt eu cu camera din mână. Aici este baia care este chiar mișto, adică este spațioasă și credeți-mă, n-a fost un apartament foarte scump, am fost un apartament de 220 de lei pe noapte. Aici avem un televizor, da, este cam vechi televizorul ăsta. Aici l-avem pe Grasul în pielea goală, dar nu-l mai băgați în seamă. Aici este el cu laptopul lui, dar nu mai contează. Nu știu, Grasule. Aici avem un fel de mini bucătărie. Aici este bucătăria. Bă, cred că ar trebui să fie și un frigider pe aici. Ah, uite-l. Frigiderul. Aici dulap cu nebunii. Da, coșul de gunoi. Închidem ăsta pentru că e mai... Oh, nu, așa se închide. Cam aici este... Aici avem o canapea. Ah, să vă arăt o parte mișto. Aici este marele balcon care are un view mai neinteresant, adică n-ai ce să vezi aici. Dar este bun pentru oțiții. Dă-i un telefon. Păi dă-i, mă, că eu mă duc în dormitor. Și dormitorul arată foarte, foarte mișto. Iarăși cu un televizor antic de pe vremea lui bunicu. Aici eu frumos. Pat foarte mare. Și hai să facem treaba asta șmecheră. Stați așa. Băi, e mișto de tot patul ăsta. Chiar este mare. Deci v-am arătat aici este dormitorul. Băi, este foarte... Ia. Și vreau să... Ia uite, că muta și salta o bolangiule. Dar uite ce avem aici, o icoană. Ce mă urmă? Bă, zice și doamna Cristofa, mi se pare. Cine? Foarte bine. În slujba crucii și a neamului românesc. Pentru că este foarte foame, acum mergem să mâncăm. Ne-am îmbrăcat corespunzător în blugișori, în pantalonei, hat, Grasule. Și haide să mergem. Grasule, ce vrei să mâncăm în seara asta? KFC. KFC. Am parcat și noi bobulina și acum mergem să mâncăm la KFC. Hai, Grasule. Uitați-vă și voi ce e aici. Bă, n-am și nicio de ăsta reprins jaca, mă. Când văd oră, cred că deja copii. Am umplut tăvile cum ar veni. Trag ceva, Grasule, prin KFC-ul lor, că nu au unde să-mi plângească. Deci, asta trebuie să mănânc eu acum. Grasule, electoratul bandit? Ce făcuși, mă? Eu unde stai frumos. Bă, du-te, bă, de aici, mă faci de râsul lui, bă, Grasule. Deci, cel mai că suntem de la Craiova. Să avem poftă, Grasule. Cu double vlog. Vlog. Da, mă, dă-o, mă, mai de treabă. De ce când pornesc cu camera trebuie să o pornești? Tu vezi că trebuie să mergi undeva să nu-mi țigăru, la... Nu mai folosi cuvântul la vlogurile mele, Paul. Deci camera mea mă defocalizează în continuu, atât te focalizează. Deci am mai cred că s-a stricat obiectivul. Vorbesc la modul cel mai serios. E în sigur? Timp, mai ales noaptea mă defocalizează. Da, eu te văd de cât ești mai înceață, dar la mea, da, uite. Da, deci, n-am treabă. Cred că mi s-a stricat obiectivul, mai mult ca sigur. Deci, uite, nu vreau să... Camera lui... Cerea să cadrez ca prostul de mine. Dacă nu peam aici gura, că mai aveam și mâna în buzunar. Aoleu. Hai, gata și cu masa. Acum o să ne ducem și noi să mai facem un duș, să mai ne uităm și nu știu ce noi la un film și să ne culcăm, pentru că mâine avem zi grea de eveniment. Ne-am luat și niște mâncărică să stăm la film, o să vedem Rocky. Ne apucăm, că n-am văzut niciodată nicio parte din Rocky, din Creed, și vrem să ne apucăm să le vedem. Că niciodată n-am băut whisky ca să mă împăț și acum mi se pare că e foarte bun. Da, și eu la fel. Deci este prima oară când beau whisky, că mi s-a pus mie, eu l-am luat pe Grasul și am zis, bă, Grasule, hai să luăm un whisky, că am eu așa o poftă. Că tot văd și eu în filme, eu mă, să-mi fac și eu aroganța asta, că de când zic că-mi fac și eu, să iau și eu o sticlă de whisky, să o beau cu tine, ca doi prieteni. Să beau așa, de plăcere, nu să mă îmbăt, să beau așa un gât, să mai stau să mă la ceva. Bă, și parcă are alt gust, adică parcă te unge așa pe suflet când îl înghiți. Iar ceva, bine, noi nu încurajăm să beți whisky, da, mă rog, ziceam așa. Da, de la 18 ani puteți să gustați. Dar cu limită. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like pentru mai multe vloguri. O să urmeze câteva zile de eveniment. Bine, astăzi este vineri, voi o să vedeți asta sâmbătă și astăzi când voi vedeți asta, noi suntem deja la eveniment unde o să fie o mare nebunie. Se anunță deja
foarte, foarte multă nebunie. Nu uitați să apăsați și voi butonul like și noi sigur ne vedem data viitoare. Revin eu mâine cu niște vloguri de la eveniment. Pa, pa!